Utilizatorii de trotinete electrice nu vor mai putea să se deplaseze cu viteză mai mare de 15 km pe oră în zonele aglomerate din Chișinău. Din cauza creșterii numărului de accidente, Inspectoratul Național de Securitate Publică a anunțat noi reguli de utilizare a acestui mijloc de transport. Companiile care prestează servicii de închiriere a trotinetelor sunt obligate să limiteze viteza cu care se deplasează utilizatorii. De astăzi, limita de viteză pentru trotinetele electrice în parcuri și în zonele aglomerate din capitală va fi de 15 km la oră, cu 10 km mai mică decât până acum. La modul practic, această măsură va fi aplicată de operatorii care oferă închirii astfel de mijloace de deplasare. Când GPS-ul va înregistra o viteză mai mare decât cea permisă în zonă, programul instalat va reduce în mod automat viteza la 15 km pe oră. De asemenea, zonele cu restricții vor fi indicate în aplicația de chirii a trotinetelor electrice. Măsura era necesară întrucât odată cu creșterea numărului de trotinete a crescut numărul accidentelor în care sunt implicați utilizatorii acestor mijloace de transport. Ca astfel de măsuri am întreprins limitarea vitezei în anumite zone care sunt de pericol sau în care s-au întâmplat anterior accidente. Anterior deja limitasem viteza în parcuri ca măsură de prevenire. La fel am încleiat stickere pe fiecare trotinetă care notifică utilizatorul despre care sunt regulile, ce nu trebuie să facă și ce este recomandat. Noi avem posibilitatea de a seta limita de viteză legată de poziția geografică în aplicația de chirie. Aceste zone vor fi delimitate cu viteză redusă. Practic tot centrul municipiului Chișinău, strada Ștefan cel Mare. De asemenea, sunt luate în calcul și parcurile, scuarurile din municipiul Chișinău. Cum am referit, practic, la locațiile unde sunt mai mult flux de cetățeni și este pericolul de accident. Autoritățile recomandă tuturor celor care folosesc acest vehicul să nu uite de măsurile de protecție. Când își cumpără o trotinetă, trebuie să-și cumpără și mijloace de protecție, pentru că își păstrează sănătatea. Băiatul a fost echipat cu veste luminescente, cască, cotiere, genunchieri, care e sigur. Oamenii salută inițiativa și spun că este o măsură bună de disciplinare. O idee bună să reducă viteza, dar o idee nici mai bună ar fi să anunță cei care folosesc trotinetele să nu meargă pe trase pe nimeni mașinile. Foarte important, pentru că este chipurile copiii să duc înainte, tu mai rămâi de urmă și poate să dea peste dâns să se lovească asta 100%. De la începutul acestui an au fost înregistrate 50 de accidente rutiere cu implicarea trotinetelor electrice, unul dintre care s-a soldat cu decesul unei persoane.